Turul 2 al alegerilor locale generale s-a desfășurat ieri în 273 de localități. În mai multe orașe, municipii și centre raionale au fost aleși primarii din a doua încercare. La Bălți, candidatul formațiunii Partidul Nostru, Alexander Petkov, a ieșit învingător în fața socialistului Maxim Moroșan. Petkov a acumulat cu aproape 5.000 de voturi mai mult decât Moroșan. Primarii au fost aleși și în alte orașe importante, precum Ungheni, Nisporeni sau Comrat. Datele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală arată că pentru Alexandru Petkov, desemnat de formațiunea Partidul Nostru, au votat 59,6% dintre alegători, iar contracandidatul său, socialistul Maxim Moroșan, a obținut aproape 40,4% din sufragii. Prezența la vot în turul 2 al alegerilor din municipiul Bălți a fost de 25,6%. În primul său mesaj către locuitorii orașului, Alexandru Petkov i-a îndemnat pe bălțeni să se implice în treburile administrative și să vină zilnic cu sugestii și critici. Проблем в городе много. Мы не скрывали этого. Мы знали, что проблем много, и их придется решать уже в самые ближайшие дни. Мы к этому готовы. Вся команда нашей партии готова включиться в работу уже даже с завтрашнего дня. Кандидату ПСРМ Максим Морошан я трансмиссу мессаж примару Луялес Александру Петков. Хочу обратиться к новому кандидату, к новому мэру. Уже на сегодняшний день. Я так понимаю, что впереди вас ждет прекрасные 4 года в совместном сотрудничестве. Бельцы вас встречают. Ну а дальше меньше слов, больше дела. Посмотрим, что вы можете сделать для города и что вы будете делать. În municipiul Iedineț, Alexandru Leac, desemnat de PSRM, a pierdut cu 48,3% din voturi în fața actualului primar Constantin Cojocar, desemnat de Partidul Liga Orașelor și Comunilor, care a acumulat peste 51,6% din voturi. Alegerile pentru funcția de primar al municipiului Ungheni au fost câștigate de candidatul independent Vitali Evrabie. Acesta a obținut 57,6% din voturi, iar contracandidatul său de la PAS, Dionisie Ternovski, 42,4%. Vitali Evrabie a mai fost primar de Ungheni în perioada 1999-2006. De asemenea, el a fost director al serviciului Vamal în perioada guvernării Partidului Democrat. La Călăraș, turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar a fost câștigat de candidatul PAS Victor Ambruci. Acesta a acumulat 58,9% din voturi, iar Nicolae Rozenbach de la Cuba s-a ales cu 41,1% din sufragii. Noul primar de Nisporeni va fi Dan Negel, desemnat de PAS, care a rupt victoria din mâinile contracandidatului său cu o diferență de 0,6%. Acesta s-a ales cu 50,3% din voturi în fața lui Vasile Bîtca, candidatul Partidului Social-Democrat European. Fostul deputat și ministru democrat a acumulat 49,7%, cu 24 de voturi mai puțin decât Dan Negel. În Comrat, centrul de reședință al autonomiei Găgăuzi a câștigat candidatul independent Serghei Anastasov, actualul primar, cu 58,5% din voturi în fața altui candidat independent, Nicolae Dudoglo, considerat persoana afiliată oligarhului Ilanșor. Dudoglo a acumulat aproape 41,5% din sufragii. Iar la Cantemira a învins Roman Ciubaciuc din partea formațiunii Partidul Nostru cu aproape 65,3% din voturi, devansându-l pe Anatolie Cobal de la PAS, care a acumulat 34,7%. În turul 2 al alegerilor locale de duminică au participat aproape 314.000 de alegători, ceea ce înseamnă o prezență de 36,7% din numărul total de cetățeni cu drept de vot, așteptați să-și aleagă primarii.